Salut! Ne începem ziua cu ghiciți ce? O nouă vizită la benzinărie. Și asta pentru că distanțele, mai ales în această parte a continentului, sunt enorme. Întâlnim des astfel de autobuze, mai mici sau mai mari, convertite în campere, iar unele dintre ele tractează mașini de teren. Sunt foarte spațioase, dar din păcate toate merg doar pe șosea, iar frumusețea naturală începe de cele mai multe ori acolo unde se termină asfaltul. Cocâlbidi, cu o populație de doar 8 locuitori și milioane de canguri, este localitatea benzinărie tipică pentru aceste zone izolate. În interior avem un mic bar ce servește mâncare fast food, alcool vândut pe bază de act de identitate, câteva suveniruri și diverse ronțăieli, iar cel mai important lucru, aer condiționat. După ce te desmorțești câteva minute, pornești din nou la drum. Vremea s-a încălzit, este un soare arzător și deja parcă regretăm norii din zilele trecute. Ne îndreptăm spre primul obiectiv turistic din Australia de Vest. Bunda Cliffs, locul în care câmpianul arbor se întâlnește cu oceanul. Stânci spectaculoase de 70-120 de metri înălțime. E incredibil peisajul. După ce ne săturăm de privit valurile oceanului lovindu-se furtunos de faleza înaltă, ne pornim la drum spre plajele din sud-vest la care abia așteptăm să ajungem. Facem însă ultima oprire pentru a admira peisajul deșertic infinit al câmpiei Nul Arbor și autostrada Air, dreaptă cât vezi cu ochii.
șerpuim ușor spre dunele de nisip. Suntem nerăbdători să ajungem la plajă. Am auzit atâtea despre nisipul fin și apa turcoaz, încât aproape că ni le putem imagina. Ruinele fostei stații de telegraf de la Eucla datează de la 1898. Aici o spărzări. Mi-ar place și mi-ar place. Încercând să întoarcem mașina, ne-am împotmolit, destul de ușor, pentru că după ce am străbătut imensele plaje din insula Fraser fără probleme, depășind alte mașini 4x4 blocate în nisip, am prins curaj, un pic cam mult, și nu ne mai temem de astfel de drumuri. Prin urmare, am ajuns aici fără să băgăm mașina în 4x4 sau să desumflăm roțile. Deci, primul plan, diminuăm presiunea pneurilor și activăm o treaptă de 4x4. Situația e relaxată, suntem convinși că vom pleca repede de aici, așa că în timp ce eu nu-ți desumflă roțile, eu fac o plimbare pe dună, prin nisipul fin și mă minunez de cât de afânat este. Totul pare bine, mașina se mișcă, dar priviți cum se afundă mai mult în nisip. Acum Pajero este suspendat pe nisip. Roțile din spate au săpat mult și abia mai ating pământul. Punem în aplicare planul 2. Săpăm sub roțile din spate și încercăm să poziționăm max trecurile. Noroc că e o zi toridă, numai bună de muncit în natură. Încercăm din nou să ieșim din nisip, dar Pajero nu reușește să se urce pe mastrecuri și să se elibereze, chiar sapă în continuare. Rezultat, nicio șansă. Planul 3. Săpăm în continuare. Deja situația nu mai este așa roz. Nu mai suntem convinși că vom ieși ușor.
Chiar începem să avem îndoieli că vom putea ieși fără a chema ajutor și a fi tractați. Lucru ușor de zis, dar greu de făcut într-o zonă fără semnal. Mai încercăm încă o dată. Mai e mult de muncă, dar măcar roțile din spate par a fi mușcat puțin din max trebuie. Și de unde păream a fi singuri în mijlocul dunelor, lângă noi apar oameni. Și nu numai că apar, dar se oferă să ne ajute cu o a doua lopată și încă două max trebuie. Încercăm să le explicăm că nu prea știm ce facem, că e prima dată când rămânem blocați în nisip și că am avea nevoie și de sfaturi. Aflăm că fetele s-au împotmolit o singură dată, așa că nici ele nu pot spune cu certitudine ce trebuie făcut. Ne promit însă că se întorc. Dar moralul nostru cade brusc când le vedem plecând. Continuăm să săpăm, dar parcă cu mai mult spor, sperând la întoarcerea celor două fete. Planul nostru se bazează acum pe două australiențe, fără experiență în off-road, dar cu suflet mare. Numai că ele au plecat și noi săpăm singuri sub soarele torid. Se scurg multe minute, lungi, iar speranța se îngroapă în nisip mai adânc decât mașina. Ne bucurăm enorm când auzim zgomot de motor. Fetele s-au întors. Aflăm că, după ce s-au împotmolit prima și singura dată, regula lor este să nu iasă de pe șosea, dar pentru a ne ajuta au făcut totuși o excepție. Noul plan. Facem exact ce ne spun. El are o tehnică faină de săpat. Prima scoate nisipul de sub mașină, iar a doua îl îndepărtează pentru ca vântul să nu îl aducă la loc. Săpând unii lângă alții, mai aflăm și că sunt pe drum de un an și călătoria lor se apropie de final. Au o Toyota mai veche decât Pajero, care le este casă, masă și orice nevoie pe drum. Au ales să se bălăcească nisip pe lângă mașina noastră, deși știau clar că se vor spăla cu apa din canistră. De admirat! Încercăm din nou să ieșim din nisip. Un ochi ager verifică dacă Pajero este în cel mai adânc 4x4. Ionuț primește ultimele sfaturi. Pe fete nu le vom mai vedea niciodată, dar ajutorul lor va fi greu de uitat. Dar să vă arătăm cât de frumoasă este zona în care noi am rămas blocați în nisip.
Rămâneți alături de noi pentru că în episodul următor vom continua explorarea acestor superbe plaje.